Să știți că uneori facem lucruri pe care le regretăm ulterior. Hello, suntem oameni. Pe unele reușim să le reparăm, pentru altele, slavă Domnului că există proceduri cu laser. Iată cum scăpați de un tatuaj nedorit. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Să ne facem un tatuaj uneori poate fi o amintire plăcută pe care vrem să o păstrăm toată viața, dar ce facem atunci când vrem să scăpăm de acea amintire pe care am făcut-o pe corpul nostru? Există o modalitate? Există o modalitate și vorbim de procedura laser, însă tehnologia a avansat și aici vorbim de un laser fotoacustic. Efectul fotoacustic, de fapt, se referă la faptul că lăsăm epidermul intact sau, mă rog, formăm niște microcanale, adică se vadă niște mici găurele în momentul efectuării procedurii, dar care se închid. Noi doar favorizăm pătrunderea undelor laser la nivelul dermului, fără să lăsăm permanent pielea. Deci nu există riscul să rămânem cu anumite cicatrici? Nu. Orice tatuaj poate fi îndepărtat de pe orice zonă a corpului? Da, orice tatuaj poate fi îndepărtat. Acum, cât de mult poate fi îndepărtat, depinde de calitatea acestuia. Cam de câte ședințe ar fi nevoie în mod normal? Cam 6 ședințe obținem îndepărtarea tatuajului. Ședințele se fac în o anumită perioadă de timp? 30-45 de zile. Doare? Este o procedură dureroasă. Avantajul nu doare mai tare decât atunci când s-a făcut tatuajul. Avantajul este că durează mai puțin decât atunci când s-a făcut tatuajul. Oricine poate veni la îndepărtarea tatuajului sau există anumite contraindicații? Sigur că să nu fie probleme grave de coagulare. Prima oară, bineînțeles, se dezinfectează zona, la fel ca și la efectuarea tatuajului. Sunt două faze ale tratamentului. Prima este, practic, prima o favorizează pe a doua. Prima sunt acele microcanale, formarea de microcanale, care favorizează pătrunderea undelor laser la nivelul dermului. Acum trecem la etapa a doua, care, de fapt, distruge pigmentul. Prima etapă doar îi crește eficiența fazei 2. Faza 2 îți întind direct toată grosimea dermului. După ce am terminat procedura, aplicăm o cremă care ajută la regenerarea pielii, iar apoi se pune un pansament care se va purta doar în cursul zilei efectuării ședinței, iar îngrijirea post-procedurală este asemănătoare cu îngrijirea după efectuarea tatuajului, adică se spală cu apă și săpun lichid fără parfum și se dă cu o cremă reparatorie, chiar și cea dedicată îngrijirii tatuajelor. Vorbește lumea.